Iovani a fost coleg, prieten, profesor. A pilotat avionul morții împreună cu el. Iovan a murit încercând să salveze echipajul de medici. Copilotul său, Răzvan Petrescu, un tânăr de 23 de ani din Pitești, a trăit. Este grav rănit, dar știe că s-a născut pentru a doua oară. Asta a simțit în clipele de după impact și asta i-ar fi spus și tatălui său, pilot și el. De la Răzvan a plecat primul apel telefonic din locul tragediei, imediat după accident, către tatăl său. Să fiu tare, că Răzvan a avut un accident. Lăsați la mine tranșă, gata! S-a născut a doua oară. Acum nu de la volan. Din asemenea accidente nu prea se scapă. Răzvan închide ochii și răsuflă ușurat. A fost la manșa avionului prăbușit, lângă cel care i-a fost și prieten și profesor, pilotul Adrian Iovan. Era fanul lui, pot să spun. Se înțelegeau foarte bine. Împreună au pilotat avionul până în momentul prăbușirii. Doar Răzvan a trăit. A avut cele mai multe leziuni pentru că impactul a fost cel mai mare în față. Nu-i în afara complicațiilor. Răzvan a fost tras din epavă de unul dintre medicii care au supraviețuit. Înainte însă a sunat acasă și a anunțat nenorocirea. A fost primul apel dat din râpa morții după accident. Suntem în munții Napuseni, atunci mi-am dat seama că e grav. Tatălui Răzvan este și el pilot. I-a dat copilului său primele lecții de pilotaj încă de la 15 ani, la o școală de aviație din Pitești, dar și primele sfaturi de supraviețuire. Asta e natura meseriei, cu riscuri. Niciun pilot nu vrea să se întâmple așa ceva, dar se întâmplă. Răzvan a răbdat durerea și frigul ore întregi, până când l-au găsit sătenii plecați pe munte în căutarea supraviețuitorilor. A fost purtat pe brațe, apoi pus pe o targă improvizată din crengi de brad și o pătură, până la ambulanță. Nu au fost în stare să localizeze aeronava, care avea un transmițător uneltic care trimitea un semnal, telefoane mobile. Noroc că s-au mobilizat toți sătenii din zonă. Dintre cei care au scăpat cu viață din accident, Răzvan a fost cel mai grav rănit. Da, trebuie să ajungă acolo cu mașină. Maxim căldura. Foarte multe fracturi, începând de la față, nazal, aici la umăr, claviculă, coaste, stern, bazin, femur. Lui s-au făcut intervenții la nivelul membrului inferioare, care s-ar putea să necesite reintervenții. De ieri, lui Răzvan îi stau alături părinții și sora, până când medicii de la Cluj vor decide că poate fi adus la București. Și acum când ați intrat în salon, ce ați simțit? Acum o eliberare, cred în soartă și în destin. Iar soarta a decis că Răzvan Petrescu trebuie să trăiască, pentru o pasiune căreia i-a dedicat 8 ani din viață. Tânărul a absolvit școala superioară de aviație, este instructor de pilotaj și visează să devină pilot de linie.